Sărbătoarea promoției 1972 a fost o școală generală numărul 1 Pâncești, care între timp a devenit structura școlii gimnaziale, explorator Teodor Gheorghe Negoiță s-a scut. Și nu întâmplător ne găsim în această zi de 1 iunie aici. Iar așa cum spune Valeriu Butulescu, copilăria este singurul paradis pierdut. Cu siguranță fiecare dintre noi dorește să regăsească, să descopere măcar un colțișor din acea lume magică, acel paradis pierdut, iar astăzi, precum fazilă, încercăm să construim, edităm, să le edităm din numeroase amintiri. La mulți ani, dragi copii, schimbul de astăzi al școlii noastre. Iar atât timp cât mai există astfel de întâlniri, evenimente, viitorul sigur sună bine. Și doresc să închei această scurtă alocuțiune dedicată zilei de 1 iunie cu un aforism personal. Copilăria este leagănul în care urcăm tot restul vieții. Pentru început, urmează un scurt moment artistic susținut de ansamblul Bucurelu de la Pâncești și coordonat de doamna inspector școlar profesor Ionela Sandu și domnișoara profesoară Anca Pădean. Ansamblu, pentru cei care încă nu sunt cunoscători ai acestei mișcări tradiționale, ansamblu Bucurelu are o vechime de peste 20 de ani și a fost înființat de familia Popa, Gheorghe și Elena Popa, din foști învățători la școala de la Pâncești. Mulțumiri deosebite pentru prezență și susținere conducerii școlii gimnaziale Sascut, prin cei doi directori, profesorii Pascu Ion și director adjunct, profesoara Carmen Stanciu, inspector școlar, profesor Ionela Sandu, profesorii Gabriela Cercu, Anca Cândra și Costel Leonte. Aceleași mulțumiri și oficialităților locale reprezentate de domnul primar Ionela Costă. Început un scurt moment artistic cu ansamblul Bucurelu de la Pâncești, coordonat de doamna Sandu Iulia și Ionela și Pâmaina, ca profesoară. Totală, avem tot ce ne trebuie, doar copiii să învețe. Mulțumesc.
mulțumim frumos. Vă vom încânta cu mic program artistic. Sunt costume de la Bâlcești, dar sunt prelucrate toate. Primăria Comune s-a scut cumpărate. Copiii trebuie să le joace. Haideți să-i aplaudăm, să-i încurajăm. Să vă mulțumim pentru vizionare!
mai e cu bătutele, pentru că văd că v-ați încit și dumneavoastră și plăcește din azator, pentru că să vedeți în următoare. Am încercat să ne cadrăm în spațiu, rămân doar 3 pereți de dansuri, să avem o fluită a noastră a plăceștenilor, după care noi o să mergem, că avem un bar la Salzburg, activitate de reuniune, dacă nu plecăm, ieșiți pe hol, dragii mei, și rămân doar cele 3 pereți, cum am făcut o mândrătie, da? Vă mulțumim! Copiii dumneavoastră, nepoții fac treabă, nu sunt profesioniști, de mici la olimpiade, învață și foarte bine, dar vor să promoveze și tradiția din boxatul Pâncești. Haideți să-i aplaudăm, că au e mult mai mult. Copiii se strece, copiii se strece. A luat o pauză.
Ne bucurăm că domnul învățător Popa cu doamna Elena a lăsat în urmă o tradiție frumoasă și știți ce este important? Că nu s-a pierdut, că este dusă mai departe. Să știți că copiii vin cu drag la repetiție, așa cum putem. E mai ceartă domnul director, îi mai scoatem de la ore, dar să ne ierte astăzi, că e ziua copilului. Însă nu îi putem ține nici după program, pentru că îi fac asta din dorința de a merge mai departe, să promoveze satul Pâncești. Comuna s-a scos pentru că îi păcat să se întrerupă ceva ce este bine făcut. Vă mulțumim frumos! Vă ne iertați dacă mai greșit. Promoția ro 72 de ani când am făcut cu Dumnezeu să ierte cu domnul învățător. Te e rău. Și cei de la Deal cu cei cu domnul învățător Babu. Sunteți niște oameni deosebiți, sunteți niște oameni care demonstrați că vârsta nu este decât un număr și dragostea este la cote maxime, fără limite. Felicitări pentru acest moment în care vreți să demonstrați și noi suntem lângă dumneavoastră că un asemenea eveniment trebuie să existe indiferent de vârstă. În fiecare an, dacă s-ar putea, să ne întâlnim și noi care am terminat, care suntem mai mici față de dumneavoastră și dumneavoastră să țineți ștafeta sus în continuare, pentru că aceste momente ne unesc. Indiferent câtă ură ar fi în jurul nostru, indiferent câtă răutate, indiferent câtă ceartă a fost în timpul școlii sau în alte altercații, vedeți, acestea sunt momentele care dăunesc maxim și eu am ținut din adins să fiu prezent, chiar dacă la noi agenda este foarte încărcată și perioada alegerilor și cu campania și cu evenimentul pe care avem la Sascun, dar acest moment am ținut să marchez alături de dumneavoastră. Vă felicit încă o dată și îmi cer scuze că nu pot să mai rămân, dar voi păstra acest moment și în sufletul meu și sper să ajung la vârsta dumneavoastră să reușesc și eu împreună cu colegii mei să organizez un eveniment măcar la fel. Domnul director Pascu, doamna directora dumneavoastră, cu toate. Ora care doresc. Eu am înțeles cu doamna directora să vorbească pe când e doamnă. Luați microfonul! Domnul director Pascu, Hristos Sfântul Iubitor. Domnul director Pascu, spune că această perioadă frumoasă este cea mai frumoasă primăvară a vieții. Și nu uitați că ne-am întâlnit în această zi într-un cadru atât de deosebit precum acesta. Pentru că ne dorim să devenim copii, fiind perioada cea mai frumoasă a noastră și, într-adevăr, ciclul vieții evoluează, dar ajunge exact la perioada de la care am plecat, fiind primăvara vieții frumoase și deosebite a noastră. Vă mulțumesc tare mult și să știți că noi cu drag ne implicăm la activitatea școlară, desfășurăm atât activități extrașcolare,
cât și activități educaționale care vizează nu doar educația morală, cât și educația științifică și cred eu că e bine frumos, pentru că acești copii sunt dovada implicării dumneavoastră, pentru că noi suntem cei formați de dumneavoastră, iar copiii, de fapt, reprezintă implicit efortul și implicarea dumneavoastră, pentru că, într-adevăr, evoluția vieții ne implică pe toți. Împreună putem să reușim și să atingem rezultatele dorite. Deci, în spatele acestor copii, sunteți tot dumneavoastră. Vă mulțumim tare mult pentru tot ceea ce ați făcut și să ne bucurăm împreună de tot ceea ce ne rezervă viața și de tot ceea ce ne rezervă și acești copii minunați și generațiile care vor veni. Vă mulțumesc! A făcut însă, de la toți colegii de pe vremuri, o clasă cu artizanat. Aveam noi acolo toate prostoate artizanate. Aveam, vreau să știu dacă nu mai există așa ceva. Dacă mai țineți așa ceva. Și mă rețin această informație, dar eu pot să o vin în bună întrebare, pentru că ați atins la fileu. Noi dorim să avem o sală de clasă la centru, la sală, cu tot felul de obiecte vechi adunate din satele de sport. Dar să știți că școala a fost reabilitate, dar noi dorim să înființăm, mai reînființăm această... Dar la Bălbuța, la Părintele Miron, la capela, acolo la etaj, exact la masardă, să știți că dacă veți avea timp să mergeți, e un loc minunat, eu l-am văzut anul acesta de Crăciun, mai intrat Părintele și să merge cu oameni cunoscuți și din ceea ce știu și eu, să le redevenim corect, cum se mi-au ieri odată. Oamenii au donat tot felul de obiecte vechi. Dacă aveți timp și sunteți totuși în Pășești, Părintele Miron, dacă îi dăm un telefon, vă așteaptă să vedeți ce frumusețe este acolo, iar noi dorim să ne ajutați când vom da startul acestui cabinet etnografic, să ne ajutați să aduceți de acasă, decât să stea acolo într-o ladă, să mănânce moleiile sau peștevalele sau șterdarele vechi, le aduce și noi pot scrie frumos de unde sunt donate, să le poată vedea și copiii noștri cum erau șezătorile de altă dată și cum petrecea dumneavoastră în afară de TikTok și de Facebook și de Instagram, cum vă petreceați timpul și era mult, mult mai frumos. Dar să știți că noi reușim să scoatem de acolo, măcar pentru câteva clipe. Vă mulțumim că ne-ați acordat atenția dumneavoastră, suntem onorați și vă dea Dumnezeu sănătate și domnul director pentru că e bărbat și ne-a lăsat să vorbim noi mai mult, să-i dau cuvântul. Domnul ajutat! Dar știți din ce am vrut eu ca să vorbească doamnele de întâi? Să-mi lese lucrurile aici. Doamne, ce frumos mai sunteți! Parcă am și un pic de invidie pe dumneavoastră. Eu am 60 de ani, dumneavoastră te pe 52. Ei folosesc cum vreau eu, că-s de tot, de toți. Da. Ce văd eu aici, văd Tâncești de altă dată, ăla original, ăla care a trebuit să... Oricum dă în sufletele tuturor. Și asta este extraordinar, faptul că ați reușit dintr-o generație a anului 72 să vă strângeți atât de mulți, este fără cuvinte. Este ceva inedit, poate, și trebuie să ne bucurăm extraordinar, cel puțin eu o fac, pentru că s-ar putea să nu mai am un eveniment de acest gen în viața mea. Felicitări, pentru că ați reușit să faceți acest lucru. Felicitări că ați venit din toate colțurile chiar al lumii și sunteți aici împreună, respirați același aer, cel puțin timp de o zi.
vă retrăiți amintirile, frumusețile și, de ce nu, am mai auzit și pe acolo. Dar știți cine a spus? Cineva așa mai mare. Și când câtă bătaie am luat? Păi da, dar de-aia crescut. Lăsați, că nu era rea nici aia. Acum dacă bate un pic vântul, îți spune că e bullying. Da. 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 Bătaia, bătaia era o tradiție. Sigur. Vă mulțumesc pentru invitație. Sunteți oameni minunați, deosebiți. Și să vă dea Domnul sănătate. Și când veți fi leat cu mine la peste 8 ani, poate, nu neapărat o spune, sigur că nu voi mai fi, poate nici profesor, dar poate voi mai fi și voi avea fericirea să participă la dumneavoastră. Să vă dea Dumnezeu tot ce vă doriți. Nimic nu ai zis, ne-ai promis. Lasă
suntem toți oameni maturi, însă am păstrat aceleași trăsături. De când eram elev cu poate roase, plin de aspirații, de vise frumoase. Unde simtă aloc în vechin prăfuit, reîntâlnirea acum a sosit. Câte note am luat, câte lacrimi mi-am dat, dar acum a trecut, am uitat. Câte note am luat, câte lacrimi mi-am dat, dar acum a trecut, ne-am format. Bun găsit, spune-mi acum, îndrăgiți profesori, chiar ne v-ați supărat uneori. Toate mi le-ați iertat, v-am fost dragi cu adevărat, drumul vieții pe toți ne-a schimbat. Toate mi le-am iertat, ne-ați fost dragi cu adevărat, drumul vieții pe toți ne-a schimbat. Azi, toamna vieții ne-mbrățoară, doar sufletul ne este o primăvară. Vom reveni mereu cu drag în sat, la Băncești, la școala unde 8 ani am învățat. În 1972, dragi profesori, erați lângă noi. Azi după 50 de ani, noi vă spunem la mulți ani, la mulți ani, la mulți ani, la mulți ani. Știm că ne altoiați, ne greșim, ne iubeați, ne iubeați, ne iubeați, ne educați. Să ne amintim de învățători, ce nu mai sunt printre noi, că i-a chemat Dumnezeu înapoi. Însă noi toți trăim ca să vă mulțumim, 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 mulțumim. Însă noi toți trăim ca să vă mulțumim, 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 mulțumim. Asta-i viața. Cam asta. Existați. Maria Tănază. Interpretarea a fost elev al Școlii Generale Băncești, promoția 1982, Ionel Chiriac. În anul 1964, când noi sărbătoriți de astăzi am lăsat în clasa 1, a avut loc o mare și importantă reformă a învățământului românesc, prin care s-a instituit învățământul obligatoriu de 8 ani, gratuit. Însă, fără să fac un istoric al școlii de la Băncești, vă amintesc doar că prima școală primară din Comuna Băncești, de pe atunci, a fost înființată în anul 1864, când Alexandru Ioan Puza Vodă, prin reformele sale, a decretat învățământul obligatoriu și gratuit. Exact cu 100 de ani în urmă, înainte de a intra noi, cei din promoția 1972, în clasa 1. Se spune că visele nu au termen de garanție, iar eu mi-aș permite să spun că nu plătim nici impozit pentru ele. Stați așa să te am pierdut în urmă. Nu plătim nici impozit pentru ele. Astăzi, în prezența distinctelor cadre didactice și a stimaților invitați, noi foștii colegi ai promoției 1972 trăim un vis împlinit. Și
să parafrazez un vechi dicton din vremea de gloria Imperiului Roman, în acest 1 iunie, toate drumurile duc la școala de la Pâncești. Astăzi ne-am întors de prin toate colțurile, la școala unde 8 ani am învățat și îndrăznesc să afirm un fel de templu în care au slujit zeii copilăriei noastre. Sigură că majoritatea colegilor mei au visat de nenumărate ori la această emoționantă revedere și care nu întâmplător s-a concretizat chiar într-o zi cu totul și cu totul specială. Dragii noștri învățători, profesori și invitați, astăzi cu mândrie ne însoțiți. Să vă spunem că suntem emoționați, ar fi prea puțin. Să vă spunem că suntem copreșiți, nu ar fi de ajuns. Plutim. Da, ultim, acesta e cuvântul prin care astăzi ne regăsim. Se spune că toamna se numără bobocii, dar în acest început de iunie și la cei 52 de ani trecut de la absolvirea școlii generale numărul 1 din satul Pâncești, comuna Sascut, cu bucuria în privire și înveșmântați în aine de aleasă sărbătoare, ne-am adunat în foaierul acestei memorabile zile de început de vară, plin de emoție, pătrunși de emoție, dar și de o curiozitate adolescentină sănătoasă, deoarece și acest sentiment face parte din latura noastră umană. Suntem printre numeroși elevi care și-au rost scoatele pe băncii școlii de la Pâncești, în Bale Unite, dar în același timp suntem și promoția care a absolvit clasele gimnaziale în urmă cu... Nu e mult. Jumătate de secol. Astăzi, în era digitală, din nou clopoțelul a sunat printre noi și suntem nespus de fericiți să refacem acest an peste timp. Suntem dintre generațiile care au învățat în băncile cu locaș special pentru cărimarea cu cerneală și am scris primele bastonașe cu creionul. Pe atunci existau caiete maculator, de curat sau teme de caligrafie. Apoi am trecut la celebrul toc cu peniță și cerneală, iar unii dintre noi, din păcate, au avut toc din bucățele de cocen. Pe atunci manualele erau noi și gratuite și emanau un miros proaspăt de cerneală. În acele vremuri, puțin dintre noi au avut numărătoare și mai târziu atras geografic. Iar la ora de aritmetică, cu ghilimele, adică aritmetică, tovarășa învățătoare, ca să folosesc adresarea de pe atunci, ne-a dat ca temă să aducem de acasă vestișoare legate în mănunchiul de cât de tece, vă mai amintesc, nu? Și noi suntem printre cei care se mândresc că am purtat uniformă cu bulerașa alba pretat, călcat la fierul cu cărbuni încins, iar mulți colegi chiar au învățat și făcut de mele în cei 8 ani de zile la lumina lămpii. Întoarcerea la lumea copilăriei nu mai este posibilă, dar precum o umbră, trecutul ne urmărește prin amintiri. Chiar dacă timpul curge într-un singur sens, precum un râu de munte, peste chipurile noastre, toamna s-a așternut de ceva timp. Însă sufletul ne miroase a primăvară. În palmea, în toate acele decenii, iar prin fața ochilor, ca la panală, ne defilează nenumărate amintiri. Amintiri atât de la orele de curs, cât și porfă, dar specifică recreațiilor, jocurilor, dar și nenumăratelor năzrămânii care fac parte din viața de ele. În aer putesc, miresmele anilor de gimnaziu ce ne-au înfiorat copilăria. Totuși ar dori să aduc un pios omagiu a celor care didactice care astăzi predau în eternitate și ne vechează de sus, cât și pentru acei colegi care nu mai sunt pe pământ, pentru că să păstrăm un moment de reculegere și sunt sigură că se bucură știindu-ne astăzi împreună. Iată, însă ne-a prășteat în lumea largă cu vântorile de Eleta să incidez pe George Bartovia. Dar fără să uităm vreodată de școala din satul natalului în coridoare, unde de multe ori ne stăteam pe sisperarea mulți domnilor, tovarșilor, învățători și profesori pătrund adresarea din acele vremuri. Mirestele acelor ani de pomi încă putesc în aerul de sărbătoare și care le-am sublimat sau sublimat în praf de amintire. Sunt sigură că ne vom despărți cu speranța că ne vom revedea mai des. Este o dorință.
la care vă rog să reflectați. Ce este viața dacă nu un lung drum pavat cu pietre din speranță? Să plecăm de la această revedere venită după 52 de ani mai bogat sufletește și să ne înveșmântăm inima cu emoția orelor petrecute împreună. Prin această locuțiune nu doresc să vă ocup timpul dedicat evenimentului, dar afirm din toată inima că sunt extrem de fericită și în același timp onorată să mă aflu astăzi aici printre atâția oameni minunați când prin fața ochilor au defilat frumoase, dragi și antice amintiri. Mulțumiri deosebite, doamne învățătoare Onea Constanța, efortul de a ne fi astăzi alături cu prilejul acestui important eveniment și dorim cu această ocazie să-i adresăm un anticipat la mulți ani. Peste mai puțin de 3 luni, dânsa va împlini venerabil la vârstă de 90 de ani. O nobilă meserie care formează oameni și caractere, dar în același timp plină de sensibilitate, frumos și frumusețe. Vă iubim! Înainte, închei cuvântul meu de la această întâlnire de suflet prin a mulțumi dumneavoastră tuturor colegilor, nu înainte de a vă dori multă sănătate, fericire, reușite nenumărate și să vă bucurați de fiecare zi lăsată de Dumnezeu. La bună revedere și Doamne ajută! 1 iunie 2024. Copilăria e negreșitilea domnul vieții, de lanțurile ei ne ținem tare strâns sufletul copil și la vârstate nectuței și în leagăn se va uca neconstrâns. Vreau să vă mulțumesc cu modul meu de a mă exprima acum, pentru că au plecat niște veleități ale mele odată cu timpul. Dar am o mulțumire mare de tot pentru tot ce am realizat. Dacă vă obosesc, să-mi spuneți. O scurtă autobiografie. M-am născut într-o... familie cu mulți copii. Am fost ultima, Frâzlea, un copil cu minte. Mi-a plăcut să învăț. La școala mea a fost frații, surorile mele mai mari, care m-au îndrumat, a fost la școala mea. Da. Am fost copil cu minte, m-a ascultat, am învățat, mi-a plăcut cartea de când eram mică, am continuat-o toată viața mea, am scris, am citit, mi-am menținut latura mentală, așa cum am dorit eu. Și cum a avut Dumnezeu, pentru că întotdeauna mi-a părut rău, fac o paranteză, că acestor copii, dumneavoastră, mai mult, n-au primit de la mine, care am avut această educație religioasă, că n-au făcut educația religioasă a copiilor. Vremurile nu ne-au lăsat. Au fost vremurile comuniste care ne-au strangulat, ne-au oprimat, ne-au făcut de toate. Eu am trecut prin acest drum al vieții mele cu multe opreli, adică n-am putut să mă desfășor în
măsura în care a fost dorit, pentru că vremurile mi-au tramulat. Asta a fost. Vreau să zic părinții. Ne-am chinuit, am avut o viață foarte frumoasă, pentru că am avut un soț, așa cum l-am dorit eu. Ne-am înțeles frumos, nu ne-am supărat între noi, am avut o familie armonioasă, așa cum mi-am dorit, pentru că a avut părinți model. Noi nu ne-am supărat, nu ne-am certat, am avut educație fetilor mele. Am reușit să stau și nepoate și strănepoți. Să încep să văd dacă sau cumva. Sau, 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 sau,
Și noi, doamna Oanea, și noi. Știți, mi-am propus ca să scriu ceva pentru ca să discutăm împreună aici, dar mi-am dat seama că nu sunt în stare. Și m-am gândit cum începeam noi orele de inteligenție. Prima dată, controlul la partiste. Dar nu vin acum ca să vă controlez, pentru că v-ați face de dușine, a trebuit să vă ridic în picioare, că nu aveți așa ceva. Aveți partiste. După asta nu aveți bambicuțe. Băieți, unii v-a stuns prea tare. Unii v-a stuns prea tare. Dar oricum, sunteți de admirat. Și ar vrea ca să vă spun de la început, dacă eventual aveți nevoie să organizați vreo nuntă, vreo metrie, vreo parastas, apelați la Maria și la Rodica. Care sunt emotivi, domnii care ne filmează sau ne fotografiază, mă gândesc că dacă mai spun vreo prostie, să nu prindă în cură. Oricum, sunteți de admirat cu toți, cu toți. Și să știți că au mai fost doritori de a veni în mijlocul nostru, totuși, ori teama că o să dea ochii cu dumneavoastră, ori rușinea, ori, să zic așa, modestia, dumneavoastră n-a fost modest, de asta a fost. Da. Un felicitări din toată inima. În primul rând, mulțumesc colegilor care au avut timpul ca să vină în mijlocul nostru, apostru, adică, un mulțumesc deosebit lui doamna învățătoare Oanea, mulțumesc foarte mult familiei Nevoințe care și-au putut... Da, mulțumesc doamnei profesoare Fasola Ana, care... Eu știu de Ana Tatomir. Da. Ce să vă zic? Sunteți de admirat. Sunteți cei care, cu adevărat, cum am spus data trecută, a fost prima mea dragoste pentru că v-am luat în împlinire din 68 și doamna Băruță am cunoscut-o mai târziu. Da. Ce declarații! Să fiți mândri, să fiți mândri că ați contribuit la ridicarea școlii în care suntem acum. Amintiți-vă cât de cărămizi ați cărat, cât noroi și cât praf și cât toate astea rămână. Nu se făcea ore de educație fizică, muzică, desen, agricultură, diligenție, practică, agricultură, nimic nu se făcea, ci pentru că așa erau timpul. Acum se construiesc în și atunci școala Pâncești, să știți că s-a ridicat în 4 luni și jumătate. Nu este adevărat. Nu este adevărat. În 22 martie s-a stricat corpul vechi, 22 martie, iar pe 15 septembrie s-a făcut inaugurarea. Nu este adevărat. Un singur an ați învățat pe puteați apuca. La Vitoria lui Manolachi, care au învățat și din clasa de aici. Și la Vorbiță, și la Vorbiță, pentru că am fost în trei clase de-a cincea. Și ați mers cu trei clase de-a până la clasa a șaptea. Iar la clasa a șaptea a fost bubul ăla de repetenți, care au rămas mult și din cauza și la trei clase au să rămas numai două clase. Dar numărul vostru care ați fost în... Ai, nu dumneavoastră, care a fost la două clase, acum sunt în toată școala Pâncești. Acum sunt în toată școala Pâncești. Nu sunt de copii? Nu. Un adevărat viitor al școlii, Ion Marius. A fost un profesor mai mult decât altceva. Da. Un alt suflet a făcut acest școli.
i-am rugat ca să o aducă, când doar cu el, ca să nu-i uit la urmă, le dau citire prima dată lor. Ana Niță sau la Ana Ion, prima dată, după asta urmează să mai apă la Ana Nicolae, care a fost gestionat la Universul de Pădure. Mergem cu Vasile. Înapoi repartiție pe care am adus-o eu. Și am lucrat până în anul 2000, când s-au închis multe alte multe instituții în România, printre care și întreprinderea de prospecțiuni și explorări geologice Câmpul Om Moldovenesc. În 2000 am rămas fără servici. Ce să mă dă? Am urmat la Facultatea de Inginerie de Calculatoare, masteratul în calculatoare în anul 2001, la zi. După ce am absolvit facultatea... Liță, limităm timp. Deci nu mă prezent și atât. Aici suntem toți elevi. Nu mai facem. Dar nu mai facem. Nu mai facem.
ce mai vreți? Nu, 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 de la 5-8 aici, dar colegii mei, 1-4... Dragostea mea este aici. Eu am terminat Academia Navală, la un băiat, am avocat și asta e tot. Și un nepoțel. Să ne ducem acum! Da? Ne ducem în catalog, chiar dacă nu sunt prezenți, tot e aici, pentru că e normal. La clasa 8-a, Amăruțe Costică, stă pe fața acolo. Andrei Gheorghe, tot acolo. Azoite Ilie. Absent. Total. Absent. Azoite Tatiana. Absent. Nemotivat. Căsuță Maria. Diploma de participare. Eu sunt elevă. Da, da. Ascultătoare. Elevă ascultătoare. Ascultă viața. Maria Michiriac. Alu Curti, da? Sănătate să ai mai bine. Corban Neculai a plecat dintre noi de mult timp. Iar dați-vă seama cine urmează. Crăciun Florica. Florica Crăciun, da. Antalisa bună. Da, rog. Vă spun eu cum e din golul. David Emilia. Accentă motivată. Diaconu Aurica. Da, vorbim cu ea. Accentă motivată. Diaconu Mitică. Motivată. Diaconu Neculaie. Diaconu Vasile, ăsta-i moșul. Luca Petrică și Dumitru Gheorghe. Caliții Maria, Grigorat Vasile, ăsta e inițial primul care a murit la Vasile. Maria. De unde Costică? Am luat acum vreo 2 ani. Manolache Gheorghe. Și ăsta o știu. Mănăină Ileana. Mănăină Ileana. Mulțumesc. Ai ceva să îmi spui la colegi? Nu. Multă sănătate. Să-mi spui la colegi.
Avem nemotivat total. Ne-am plecat în viața. Da, se vede costică. Că ce am ospăiat, că am o fată și un băiat. E cineva. Nu? Doamna învățătoare, vouă că ați venit, v-ați străduit și ați crezut în acest proiect al nostru.
Chiar avem mare încredere și pentru acest lucru, permiteți să fac o plecăciune la domnul profesor și să spun jos pălăria promoției 1972. Băluță Vasile! Băluță Vasile, ai fost și eu în promoție la casa omului. Cel mai bun! Zi! Ai ceva de zi? Da! Am un băiat București bugetar. Mai tare! A profesor bugetar, da? Gază lungă la toată lumea. Vreau ca să ne mai întâlnim până în peste 20 de ani. Cosma Valerica, religioasa, să știți că este singura care se roagă cel mai mult. Și pe toți colegii voi iubesc și vă îmbrățișez cu mult drag. Da. Cine e Criana? Cine e Criana? Și o nepoată care a să vină strănecoții, atât doar. Foarte bine. Am emoții. Mulțumesc frumos. Te jur, posterul. Să continuare. Da. 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 Să continu
28 de ani în navigații, în administrația fluvială. Vreți ca să spuneți? Mulțumesc pentru 8 ani de zile, școala făcută la Pâncești, că m-a creat un om cu coloana vertebrală, așa cum să vedeți. Vă mulțumesc la colegi, mulțumesc din întâlnirea, mulțumesc fetelor pentru organizare. Da, și mulțumesc la toate cadrele didactice. Domnul diriginte Negoiț, aveam o plăcere, deci o plăcere, nu plăcere, o dorință deosebită de a-l reîntâlni și pe doamna și pe domnul diriginte la clasa 6, mi-a fost diriginte, după aia a plecat, mă rog. Nu vă cine fac asta? Mulțumesc mult! Luca! Costica! Spatele de! Amintiți-vă la educație din ce vă spuneam. Spatele de, spatele de, ce bine era. Și nu ne-a cocoșat. Manolache, Nicolae, Montevare, Martin, Gheorghe, Martin, Vasile, Toma, Mănăilă, Gheorghe, în Spania. Să vă mulțumesc pentru vizionare!
Pavel mi-a el ia Vasile a fost cu toi, a fost cu toi Vasile. Acolo Andreea. Eu am un singur băiat și patru nepoți, dintre care un băiat care lucrează la Ecoșoara Rebeciun, trei băieți și o fetiță, cea mai mică. Vreau să vă trăiască și mă rețin pentru toată și pentru toată Colega voastră a făcut referire la Bacovia și nu întâmplător, pentru că știe că Bacovia a fost poetul meu preferat și despre care am scris și eu ceva. Și vreau să vă amintesc niște versuri pe care poate le-ați mai auzit. Liceu
cimitir al tinereții mele, pe dansi profesor și examene grele. Nu cred că puteți spune despre școala din Pâncești că a fost cimitir al tinereții voastre. În niciun caz. Eu am venit în Pâncești în 1969, după 5 ani de facultate. Nu știam, din din Iași. Din Iași sunt părinții mei, da. Acolo l-a găsit la Iași pe domnul Fasolă. Acolo l-a găsit. De aia am venit aici. Da? Da, pentru el am venit aici. Păi, din iubire se face, se fac foarte multe, doamna. Și după 5 ani de facultate, vreo 3 ani de, pardon, 3 ore de practică pedagogică. Adică aproape nimic. Și m-am trezit aici profesoara, nu știam ce să le spun copiilor, nu știam, trebuie să învăț noaptea ce aveam de pentru a doua zi. Și voiam și copii, voiam și mașină, voiam și școală. N-aveam nimic. În casă n-aveam niciunile după ce ne-am căsătorit. Până la urmă, dacă ești perseverent, totul se rezolvă. Și au trecut ani. Și mă bucur că am ajuns aici. Chiar mă bucur. În general, am fost la întâlniri de genul ăsta cu elevii de la liceu. Am plecat de aici la liceu și spun că mi-a plăcut mai mult acolo decât aici. Aici eram chiar începătoare și nu mi-a fost ușor. Dar sper că m-am descurcat, pentru că cred că m-am putut eu să decopesc. Și vreau să vă apreciez, pentru că v-ați rupt din timpul vostru, care e cel mai scump de pe lume, timpul ăsta. Și ați ajuns aici. Da. Doamna Cator, iertați-vă că vă întrerupt. Da. Ați avut un susținător moral și o iubire adevărată de domnul Cator. Păi da. Eu l-am venit aici. Departament. Trebuie să recunoaștem și iată, suntem care v-am cunoscut, că sunteți niște oameni drăguți, ați fost să rămâneți așa pentru noi. Cel puțin familia mea, eu și da. Poțul meu, bărbatul ăla, care nu mai știu. Acum ați spune dragi, pe bătrâni și pe bolnavi. Voi fim așa cum sunteți. Da, da. Nu fost pe cine? Da, da. Noi două. Așa e. Doamna Cazoare, eram în vizită mai aici, prieteni, familie. Vă amintiți de salata care a fost o cină prea dragă? Mă rog, vă zic prea mult. Vreau să vă spun că v-a iubit Cristina și fetele mele foarte mult. Și eu. Doamna Cazoare, 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 colegii inimoase, dar la noi ore, 3 ore asta la greu, nu a zis maică-mea, 3 ore stau pe capul femeie. Și eu am zis numai 2. 3 asta. Că știu, așa este, că spune doamna, dar eu am zis maică-mea numai 2, că m-am mai întâlnit cu nu știu cine, nu știu cum. Să știți că mă certam, mă cea? Nu, în general, acum suntem mai retragi, că v-am mai spus. S-a durat nici mi-a dat și jurile la cuvoastră, sau cu și în primul rând pentru că fii renunțat la problemele personale, ați rupt din timpul vostru și ați venit aici. Suntem foarte mulți dragi copii cu atâția ani să se întâlnească. Și în modul ăsta. Da, foarte mult. Modul ăsta e cea multe fie. Mai faci, domnul Cazoare!
Domnul Pastor a tocmai făcut o operație săptămâna trecută și acum se recuperează. Nu am avut niciodată eu, mai mult eu. Sănătate! 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 Am trecut cam ca accelerator pe viața dumneavoastră, așa au fost timpurile. După terminarea facultății am primit repartiții în satul meu natal, în județul Buzău. Suntem amândoi de matematică, erau trei catedre acolo. În 2 ani a rămas școala fără copii și a fost nevoie să o zbugim într-o parte, undeva. Am încercat să venim în județul Bacău, într-un mod fraudulos am părăsit acolo posturile, fără aprobare, fără nimic. Am stat puțin pe aici, au început reclamațiile, desfacerea contractului de muncă și alte chestiuni, luptă între inspectorate. Până la urmă ne-am găsit locșorul în zona Târgu Ovna, unde am funcționat 42 de ani. Unii dintre dumneavoastră am înțeles că am făcut de fizică, eu te amintesc. Da, da. Eu, specialitatea mea este matematică, trebuie să predau și fizică și educație fizică, am avut sumări de ce. Dar le-am făcut cu drag pe toate, chiar dacă nu era o specialitate. Mi-amintesc că apelam la dumneavoastră să veniți cu materiale pentru experiență. Erați foarte receptivi. Mă aduceați de acasă magneți, sărmulițe, arțe, fel de fel de lucruri care ne trebuiau la ora de fizică față de experiențele respective. Eu vă mulțumesc că v-ați amintit și de noi, chiar dacă am trecut așa că am generat o plângare. Aș vrea să o felicit pe doamna pentru modul frumos și extraordinar care a organizat această întâlnire. Am două, da? Maria, Maria, zic că te-o neagă. Am găsit empatie în ideile noastre, ne-am asumat uneori și fără așa, în dorința de a vă face doar surprize plăcute. Cât am reușit, rămâne să apreciați despre despre Marea Marie Tănase. Nicolae Iorga zicea că este pasărea măiastră a cântecului românesc. Eu îi zic că are un nume celebru, un nume de vază și este aici printre noi, Maria lui Varză. Varză! Mă scuzați, mă permis să... Și doamna profesoară stătea în primul culoar și zice, hai spune tu, Barză. Dar eu m-am uitat așa și dânsa, Tănase. Hai să vă spunem, doamna Barză. Doamna Barză. Sănătate să nu mai veniți. Este o mare scriitoare a noastră, scrie extraordinar, are cuvintele când vrei și când nu vrei, da, alege, are cuvinte, alege, scrie foarte mult, e drăguță, e poetă, tot ce vreți, avem aici și bunică la noi, cu Doamne, deosebită! Scrie foarte frumos, are cuvintele așa cum îi convine. Le are foarte. Scrie poezii, scrie de toate. Eu am colaborat cu doamna Maria Barză.
Am scris și eu o plăsă de eu, ceva. Pare rău că mi-am fost cărbunea mea, dar... sunt trebuie să dar la privința scrisului, Maria este extraordinară. Am vorbit să am citit într-un volum de versuri Brize de primăvară. Brize de cerneală. De primăvară. Eu am rămas uimită. Eu, în general, apreciez poezia. M-am spus că mi-a plăcut Bacovia. Apreciez poezia și o analizez. Am rămas uimită ce metafore superbe. Îi vine în minte, nu știu cum îi vine aș, într-un moment tot așa, instant, am spus că metafora este drumul poeziei. M-am gândit la căruță cu drumul, când m-am agățat la coada căruții să mai merg un pic și m-am gândit că e drumul, adică susține, metafora susține poezia. Da. Nu despre mine, aici am venit despre mine, aici am despre... noi vă, dragi profesori, doamna învățătoare, dragi colegi și colege, colege și colegi, da, băieții știți. Noi vă mulțumim pentru prezență, pentru cuvintele frumoase și pentru toată aplecarea pe care ați dat astăzi dovadă să ne însoțiți pe acest drum al amintirilor, un an peste timp și probabil nu întâmplătoare a fost ziua de astăzi și ne considerăm și noi cu sufletul de copil, dar nu cred că am dat în mintea copiilor încă. Încheiem acest moment de suflet cu înainte de următorul moment, vă invităm la Căminul Cultural, e o chestie nostalgică și avem acolo pregătit ceva, un bufet, să spunem, și să mai stăm la socializare, un termen bine rapid. Încheiem, Paul, te rog, pe bază, încheiem cu imnul Promoție 1972. Vă mulțumim și eu vă iubesc pe toată. Yeah.